Singura formație de eșalon secund calificată în sferturile de finală ale Cupei României, Corvinul Hunedoara, este pregătită pentru meciul cu CFR Cluj, ce se va disputa mâine de la ora 19:30 pe stadionul Michael Klein. Staful alb-albastru a susținut astăzi o conferință de presă, iar lotul Corvinului este pregătit pentru a face spectacol nocturnă. În vânzare au fost puse peste 8.000 de bilete și aproape toate s-au epuizat. Pentru clubul nostru este un meci special, dar noi am făcut lucrurile să se întâmple. Nu ne-a oferit locul în semifinală nimeni, am muncit. Băieții au muncit de la început, de când am venit la Hunedoara. Au fost momente de suferință. N-a fost ușor să trecem și de decepții. Aș lua-o puțin cronologic, a fost un an foarte, foarte bun pentru noi anul precedent. Am reușit promovarea, am reușit să trecem de Sepsi, de ținătoarea trofeului. Acum întâlnim fosta campioană a României. Prea multe cuvinte nu putem să spunem despre CFR Cluj. Noi am făcut lucrurile să se întâmple, am crezut în ele, poate noi din angrenajul nostru și alături de suporteri care pe această cale țin să le mulțumesc că au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului. Au venit în număr cât mai mare la stadion și la ultimul meci. Noi ne-am propus în vestiar ca ăsta să fie obiectivul de la care plecăm, să oferim suporterilor noștri și oamenilor care vin să ne vadă, să plece mulțumiți de la stadion. Din perspectiva noastră, e un meci pe care îl așteptam încă de când am aflat ăștia lângă contra CFR-ului. Am muncit ca să se întâmple lucrurile astea, să ajungem aici, cum de altfel și restul adversarilor noștri au încercat să facă meciuri bune așa și noi. Da, e un meci pe care cred eu că îl așteaptă toată lumea, inclusiv colegii mei. Toți așteaptă meciul ăsta cu nerăbdare, pentru că sunt meciuri pe care le aștepți să le joci din pasiune, din dorința de a arăta că ai valoare, că ești bun. Marius Comar, atacant al Corvinului, a jucat în trecut la CFR Cluj și a declarat că acest lucru nu are o însemnătate aparte pentru mine. Nu am nimic de împărțit cu ei, sau să zic așa. Este un meci pe care îl așteptăm de mult. Și ne vom duela cu ei. Chiar dacă am mai avut meciuri înainte de meciul acesta, în conștientul nostru tot ne gândeam la meciul cu CFR. Este o oportunitate pentru toți să demonstrăm ce putem, mai ales pentru cei mai tineri și pentru mine, pentru că nu sunt nici un bătrân, și l-aștept cu nerăbdare. Meciul va fi cu o încărcătură foarte mare. Pentru Hunedoara este o sărbătoare. Este un eveniment la care noi am visat și o să-l tratăm ca atare, o să ne încercăm să ne organizăm cât mai bine aici vis-a-vis de ceea ce înseamnă intrarea în tribunele stadionului, având în vedere că este un număr foarte mare de spectatori, iar posibilitățile